Bună seara și bine ați venit la o expoziție de două ori extraordinară. O dată pentru că nu era în ordinea stabilită și a doua pentru că este extraordinară. Extraordinar. Da. Întâmplarea a făcut să avem acum prilejul și privilegiul să-l scoatem un pic din ordinea stabilită la Roman și iată că după mulți ani avem o nouă personală, Florin Zaharescu, la Piatra Neamț. Este, chiar dacă noi, într-o tradiție românească, am schimbat expozanță din mers așa, se vede treaba că am făcut-o totuși foarte bine. Și avem parte astăzi de o expoziție unitar, stilistic, chiar dacă diferită ca genuri de abordare. O expoziție atât deosebită din punct de vedere al sentimentului și poeziei și trăirilor, dar și din punctul de vedere al maestriei artistice, care este în plenitudinea ei, atât în desen, cât și în volum, cât și în culoare. Prietenii mă știu, întotdeauna mă plâng de începuturi. Pe urmă lucrurile se dezleagă, capătă un alt flux și mărturisesc că de vreo două zile mă gândesc cum să încep acest discurs despre Florin Mircea Zaharescu. Să mă fac că îl văd pentru prima dată. Să încep cu... Bai, se poate, orice se poate, dacă e să jucăm teatru. Sau să încep cu o amintire ca să vă bine dispună, mai ales că de mâine 1 mai și cam tot omul are 4 zile de la Dumnezeu, de la stăpânire și de la sine putere libere. Și mi-aduc aminte că prin anii 2000 și... sculptorul, de altfel modest ca întotdeauna și ajungând ultimul la propria inaugurare, propria dezvelire a unei statui, noi credeam că din orgoliu, dar săracul era singurul care nu încăpuse în mașini și tot se ruga, hai luați-mă, dar știți, eu sunt autorul, nu știu ce. În sfârșit, Florin a ajuns și se dezvelea o statuie care... după mărturisirea sa, are 4 metri, un Mihail Sadoveanu impunător la Hanul Ancuței. Dar acolo forțe malefice organizaseră o contramanifestație. Respectiv puseseră vreo 2-3 femei, ca să nu le zicem babe, să strige împotriva sculptorul, împotriva lui Sadoveanu, împotriva ministrului care venise acolo și vrea să dezvelească statuia, împotriva lui Nușa Chiriac, mă rog,
nu conta, împotriva tuturor. Și în timp ce artistul resemnat își privea opera prin pânză, așa, care urma să fie trasă, se întâmplă și miracolul și cade zăpada, brum, dintr-o dată, îngropându-le pe respectivele femei, care fusese răplătită să facă tocmai treaba asta și să întoarce și în cel mai curat verb românesc, îi spune, hai tu că ne-o bătut Dumnezeu și că statuia aia e bună. Și-au plecat, că ei vreau să spună că statuia nu e bună, că mă rog, zice, hai tu că ne-o bătut Dumnezeu că statuia e bună. Cred că aia a fost o recunoaștere critică extrem de sinceră. Și tot legat de Florin, la un moment dat primesc ca niciodată tot soiul de reclamații. Că noi romașcani suntem jigniți, că ni se pune o statuie care n-are nimic cu Miron Costin, că... Mă rog, am zis, ei, când mă duce la Roma, nu să văd despre ce e vorba. Mai ales că îl știam foarte bine pe Florin și nu mi-imaginam că a venit cu o monstruzitate. Cu o propunere îndrăzneață, da, era oricând capabil. Că ne înlătură o statuie tradițională sau ceva. Și treaba era destul de agresivă, inclusiv primăria se implicase. Și atunci am spus, măi, romașcanilor, știți că vă iubesc. Da, bun. Da, exact ca în bancul cu Ungurul. Voi l-ați ucis pe Miron Costin. Așa că lăsați-l acum în pace și cu statuia asta cea. Și se pare că argumentul ăsta, care nu era nici într-un caz, nici cel mai inteligent, nici la potrivit, i-a potolit. De ce? În cazul sculpturilor se petrec asemenea lucruri și în cazul pictorilor nu. Unul din primele răspunsuri ar fi următorul. Sculptorii au un privilegiu rar. Și anume, în timp ce atât sculptorii cât și pictorii sunt oameni ai cetății, fără discuții, cum sunt și poeții, cum sunt alții, ei au norocul că lucrările lor sunt oricând vizibile. Dacă ne-am referit la curriculum autorului, cu siguranță că am rămâne absolut impresionați. Pentru că el a expus peste tot, s-a risipit cu generozitate și expoziția de față e o asemenea demonstrație între sculptură de mari dimensiuni, unele de peste 4 metri, și atunci această impresie de forță pe care ți-o dădea un Michelangelo de pildă este mult atenuată. Și totuși, ar spune că undeva spiritul lui Michelangelo și al lui Florin Mircea Zaharescu se întâlnesc. În primul rând, prin faptul că nu sunt deloc comozi. Dacă ai întreba un ortodox cât de ortodoxă e pictura religioasă a lui Florin, va spune, ei merge mai mult spre catolici. Dacă i-a întrebat pe catolici, ar avea și ei niște obiecții. Dar dincolo de toate, sentimentul religios este prezent. Și m-am gândit ce acești artiști aproape muți, care sunt pictori și sculptori, renumiți prin această tăcere a lor, ar zice chiar tăcere existențială, găsesc câteodată niște formule incredibile. De pildă, multe din lucrările lui Mircea, hai să ne fixăm la un nume, că tot trei nume... Florin. Se numesc torsuri. Dar torsul ne dă ceva dramatic de la acea torsiune. Până la urmă, nu e vorba decât de o funie celestă, poate și de carne, care acționează. Simți dramatismul. Și m-aș referi la, în primul rând, la acest triptic. Fără îndoială că oamenii
și, dacă vreți, condamnații sunt egali între ei. Aș spune chiar că condamnații mai egal decât oamenii. Pentru că au același destin, pentru că au aceeași finalitate. Și, evident, ne putem gândi la celebra scenă a răstignirii, dar în același timp putem să ne gândim că este același personaj în diferite ipostaze. Văzut aproape holografic. Sigur, nu cu mijloacele holografiei, nu creind iluzia, nu asta, dar pur și simplu un personaj care se rotește. Crucificarea. Este o crucificare blândă. Dacă vreți, aș spune că, așa cum Călinescu spunea că Eminescu și-a scris cele mai bune poezii de dragoste în somn, sau, mă rog, acțiunea se petrece în somn, aș spune că aici, dincolo de durere, dincolo de toate câte se pot întâmpla unui crucificat, există și o seninătate, care e dincolo de viață, dincolo de moarte, chiar dincolo de înțelepciune, dincolo de credință, de suferință. O seninătate pe care numai spiritele foarte profunde o ating. Mă uit la acele lucrări și îl invidiez pe cel și sper, chiar, Florin, nu te-am rugat niciodată ceva, dar acum te rog, dacă le vin, să le vin împreună. Pentru că cele două lucrări își vorbesc. Iată, avem bună tradiție renascentistă, chiar germană, avem un Cranach, avem Dürer, avem atâția, Adam și Eva, dar uitați-vă la acele lucrări cum își vorbesc. Este, dacă vreți, ideea acelui androgin care înainte de despărțire sau după despărțire, încercând revenirea. Categorică, Florin este un foarte bun portretist. Numai că pentru el, nu, portretul nu e un scop în sine. E un punct de plecare și aș îndrăzni să spun un posibil mare pretext. Adică, iată acolo, avem două imagini ale profetului. A unui profet. Atât. Există la evrei o gimnastică a minții în alegerea numelor profeților și toate numele profeților lor sunt multipli de 13. Pentru că ei au cifra de 13 ca cifra norocului, 12 însemnând un ciclu și se mai adaugă o unitate care înseamnă început. Așa și aici. Poate să fie orice profet. Are ceva. Acești mușchi care s-au esențializat, aproape că au blocat gura. Acea gură care este blocată prin mână, mâna care oprește cuvântul. Nu pentru că cuvântul ar fi păcătos sau rosti un adevăr, ci pentru că a fost rostit. La început a fost cuvântul. Toate celelalte vin după. Și iată acest gest pe care cine îl fac? Cei mai înțelepți dintre noi. Babele într-un sat, după ce spun bună ziua, pun mâna la gură, ca și cum ar fi spus o mare prostie. Dar, de fapt, e un gest, aș zice eu, ancestral. Și acum să ajungem la sculpturi. M-am gândit dacă artistul are predilecție pentru anumite personalități. Și această expoziție are un singur punct slab. Și anume, avem impresia că Florin a cedat toposului
Și multe dintre personaje, fie că e vorba de Sergiu Celibidache, fie că e vorba de Jora, fie că e vorba de profesorul Amen Ciobanu, sunt recognoștibili, aparțin în primul rând urbelor. Dar, așa cum vă spuneam, Florin a realizat și statuia, bustul, expresia, dacă vreți, replica în piatră a lui Creangă, a lui Vasile Alexandrii, a lui Sadoveanu, a lui Miron Costin. Și atunci, dintr-o dată, totul se redimensionează și începem să ne dăm seama că Florin a venit aici cu o selecție dintr-o selecție și vrând să-și decline o identitate precisă. Când am avut discuția, mi-a spus, am să vin cu sculptură. Eu știind ce statuie are, m-am cam zic, și unde vrei să o facem? Păi zice, la Scărorel. Și zice, dar vin și cu pictură și tot. Zic, bine. La care el, simțind ezitările mele, a zis, nu, că vin 60 de centimetri, nu mai mult. Și iarăși, să fim de acord, aici sunt numai, dacă vreți, în inuce statuile lui. Deci ceea ce își propune. Are această inteligență în care și poate cel mai bine dintre toți mă înțelege Mircea Ceacăru. Și anume, el lucrând la restaurări, își dă seama cât de important este să mergi pe urmele lui Buzilă și să reconstitui, pentru că el asta face. Este, din punctul ăsta de vedere, un anti-Michelangelo. Michelangelo a avut acea sclipire când a spus ce este o sculptură. Pe urmă au preluat-o și alții și au pus-o mai bine, poate e altceva. Dar el a gândit-o primul. A zis, la urma urmelor, e un bloc în care înlăturăm ce e inutil. Și rămâne statuia. Nu, atitudinea lui Florin e inversă. El construiește cu migală fiecare mușchi, fiecare... Adică aș spune că face acea operație pe care o încearcă acum anumiți antropologi care pleacă de la un craniu și ajung la o fizionomie umană. Extrem de reușită. Cine a văzut filmul Gorky Park, de exemplu, știe foarte bine la ce mă refer și toate acele reconstituiri. În fine, întotdeauna i-am suspectat pe sculptori că sunt foarte tari în grafică. Și nu m-am înșelat. Și în cazul de față, avem o grafică de cea mai bună calitate, care, culmea, nu se altoiește neapărat pe, sau pe proiecte de statui. Nu. Vedeți, Florin știe și multă carte. Are o experiență enormă. Și el știe un lucru foarte bine, că linia dreaptă este a omului, curba este a lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum e făcut din linii drepte, dar umane, acel chip de expresie. Și îmi aduc aminte că noi am pierdut, nu sunt un nostalgic, dar am pierdut o anumită expresie interesantă la un moment dat. Că era vorba de Baltagu, că era vorba de Mara, că era vorba de Mara cu noroc. Multe dintre lucrări că erau cam în această factură. În fine, acele nuduri. Interesant că numai grafica dă nuduri, celelalte sunt torsuri. Extrem, extrem de interesante. Și le pot fi comparate cu ale oricăror mari artiști. Fie că e vorba de începuturile lor și ei apoi s-au ilustrat în altceva, fie chiar au rămas pe așa ceva. Uneori o operă de artă poate să modifice un destin. Alteori o expoziție întreagă să lase pe cineva indiferent. Dar în cazul de față, sunt absolut sigur că Sibianul
care a descălecat spre noi și a rămas curios aici, așa cum mai vin oierii din poienile Sibiului, din mărginime, și duc oile prin zona Tazlăului sau prin alte zone, el a rămas puțin, a nobilat o zonă cu lucrările sale, s-a risipit generos, a uitat să se întoarcă și din toată această sublimă uitare a ieșit așa că romanul, neamțul, Sibiul, Bacăul, unde și-a făcut studiile liceale, Bucureștiul, care l-a avut ca student eminent, cu media 10 la licență, și îl pot revendica. Vorbim cu domnul Potop la telefon. Zic, domne, hai, domne, fă personal o expoziție. Dau răspunsul mâine sau să mă gândesc ce am prin atelier, ce mai pot aduna, cam ce o să fie, cum, ce fel. Am dat telefon, am zis că fac expoziția. Și m-am prezentat cam cu niște mostre din ce am făcut eu în ultima perioadă. Bine, nu în sculptură religioasă, fiindcă eu acolo mă desfășor, cam de o viață. Cum spunea și domnul Strochelea, sunt lucrări foarte mari. Vă promit că voi face o expoziție de sculptură de plastică mică și în loc de picturi și grafică, voi prezenta fotografii cu lucrări din biserici sau de pe lângă biserici, cu lucrările astea foarte mari, care altfel nu pot fi văzute într-o sală. Am avut ghinionul acum vreo 3 ani de a ajunge foarte bolnav pe la București și șansa de a nu fi boala cu care am plecat ca diagnostic. Așa, în bună măsură am scăpat. Și după aia am zis că am să lucrez mai puțin, am să mă odihnesc. Așa, au venit niște lucrări foarte mari, multe, mulțime de comenzi, și m-am apucat de ele. Unele făcute în curte la câte un prieten, cu schele, cu minuni, cu scripeți, cu nu știu ce. Și am văzut că încă merge și până m-am dat în altă boală. A început să mi se pară că nu mai am timp. Că oricând se poate da colțul și eu am multe în cap și nu mai am timp să le fac. Și atunci am început să muncesc mai mult ca odinioară și să mi se pară că am pierdut destul timp cu alte fleacuri. Prin intermediul acestui internet am fost dintr-o dată foarte cunoscut cu comenzi și de pe București, de pe nu știu unde, chiar și de aici a venit o comandă. Dar în mod deontologic eu le-am zis să aveți sculptor aici și am trimis la domnul Tudorache. Și în afară de asta mai fiindcă eu tot de o viață fac și pictură, a mai venit și o comandă de pictură și de mari dimensiuni, unde trebuie să pun model în poză, să pun reflectoare, sunt ceva așa, niște compoziții de astea a la Caravaggio. Atunci am tras și pentru mine, pentru inima mea, câteva lucrări. Ei, ce se întâmplă? Ce spunea domnul Strochi cu anatomia, cu... Ei, asta mi-a intrat în sânge din liceu, din facultate și făcând sculptură, indiferent că e religioasă sau nu, trebuie să știi anatomie și să o faci foarte bine.
Eu lucrez în mod clasic, sculptorii știu asta, modelez personajul gol și abia pe urmă îl îmbrac, ca să nu greșesc cu cutele hainelor, cu îmbrăcămintea, să nu greșesc ceva din corpul respectiv. E foarte amuzant să-i vezi pe preoți dacă vin în timpul lucrului și îl văd pe Sfântul Iosif sau dezbrăcat. Și, mă rog, le explic ce și cum, uite, așa se face. Ei, în ce privește grafica, desen și acuarelă, n-am adus acuarelă acum, fac mai tot timpul. Adică dacă e o zi de sărbătoare, nu lucrez din greu în atelier, lucrez mai ușor, așa, stând pe scaun, în casă și atunci fac o acuarelă, fac o grafică. Da, cam asta s-a întâmplat în ultima vreme. Deci au fost și lucrări mari, au fost și portrete foarte multe, au fost și comenzi de pictură și văd că merge în continuare. Acum, în lumea catolicilor, s-a născut de două zile o modă și vor pe Papa Ioan Paul al II-lea. Așa, cred că vom fi foarte solicitați în domeniul ăsta. Ei, și o să-l facem și pe el, era expresiv, era frumos, avea o privire blândă, plăcut. Da, cam asta am vrut să vă prezint, cam câte ceva din obiceiurile mele de vreo 3 ani încoace. Și în capul meu era, de aia am și întârziat cu personalele și îi spuneam domn Potop că încă nu se poate, era să fac ceva foarte unitar, adică merg ori pe non-figurativ și pe pereți și sculpturile, ori merg pe figurativ, ori nu știu ce, aici am mai amestecat un pic lucrurile, fiindcă s-a făcut cam ad hoc așa expoziția asta. Dar e bine, fiindcă am văzut că și pietrenii trec în ultima vreme pe compoziții figurative, pe portret, și la nivel mondial să revine spre valoarea asta academismului, renascentismului și să lucrează foarte pe tema asta figurativului. Au început să cam lase deoparte abstractul, non-figurativ. Așa că asta v-am prezentat. Cu asta defilez.